Allá. Nuevo pack. Era acasă de... Mulțumesc. Mulțumesc. Nu știți un doctor de nebuni? Nu știți vreun balamuc care să aibă locuri libere? Pentru că vreau să-mi internez familia care a dat în boala ziarelor. Asta n-ar fi nimic, dar toți în ultima vreme nu citesc decât publicații sexy. Numai un pic de rușine. Pe mine, ca să mă convertească, mi-au lăsat de aseară pe perno publicație din asta, porno sexy. Domnilor, dacă ați vedea ce scriu ăștia acolo, dacă ați vedea ce fotografii publică ăștia, ți se face părul măciucă în cap. Da, dar numai părul, că în rest pe mine nu mă mai... Vă bucurați? Nevastă mea, născută în Zodia Fecioară, femeie cum se cade cu frica de Dumnezeu, a nebunit de tot. De când citește o publicație erotică intitulată Eros, se uită la mine ca la fraierul român. A început să-și schimbe gusturile, să devină mai rafinată, ci că fructul oprit nu mai are niciun gust dacă îi cules cu acte de căsătorie. Și nebuna pretinde că mărul ăsta crețesc trebuie mușcat. Într-o zi mi-a rupt în fața actul de căsătorie și mi-a zis: dar azi nu mai ești soțul meu, ești amantul meu. Mi-a luat cheile de la casă și în fiecare seară când vin de la birou, mă pune să mă furișez pe geam în casă, ca să mă țin toată noaptea încuiat în garderob. Nu mai pot, domnule, soacră mea. N-ar spune că eu pe mei cu secat, e o scorpie, născută în zodia scorpionului. Da, da, femeie pudică, venită de la țară, care nu știa nici de unele, nici de altele. În loc să citească agricultorul român, citește sexy balamuc. Nu că se zărghit de tot, pe socrul săracul nu-l hrănește decât cu alimente din astea afrodisiace. Îi dă în fiecare zi câte un lighean de salată de țelină, iar seara îi toarnă direct pe gât cu pâlnea câte o damigeană de vin negru, puterea ursului. Ca să nu spun câtă viagra bagă în el. Asta nu m-ar deranja. Dar socrul citește ziarul Prostituția. Și în fiecare seară se împrumută de bani de la mine ca să se achite față de socră mea. Nu că nebunia mea cuprins și aripa tânăra, familie, fiul, student la Politehnică. E abonat la niște reviste de nasa cu fotografii cu femei goale pe care le decupează și le lipește pe perete. Și toate sunt fotografiate în poziția aia de balet, spagat. Da, dar cu spagatul direct spre obiectiv. Când intri la el în cameră, parcă intri la ea la obicioarea. Direct în peștera buierii. I-am zis: bă, băiatule, dacă îți place atmosfera asta, mută-te de la Politehnică la ginecologie. Nu că nebunia mea cuprins și rudele din provincie, mi-a scris sormea de la Târgu Mureș, că fiul ei și nepotul meu, Gigel, vrea să se căsătorească cu cel mai bun prieten al lui, Ghiuri. Ghiuri Horvat. Am simțit că mi se ridică sângele la cap. E cum să căsătorească nepotul meu cu un ungur? Cel mai bun prieten al meu, Costel, m-a întrebat adineaură dacă știu ce la un grup sexy. I-am spus că habar n-am. Ce ai să facem o listă? Zic: fă-o! Ce bine eu, tu și nevastă ta. I-am spus că nu sunt de acord. Ce bine atunci pe tine te tai de pe listă. Nu că nu mai pot, domnule. Termin eu cu toți ăștia, nu mai vreau să fiu tată buric ginere, cum n-am frate, prieten, nimic. Fac și eu ce a făcut celebra cântăreață Amanda Lear, o mică operație chirurgicală și devin femeie. Domnilor? Domnilor? Aveți puțină răbdare că sunt la dumneavoastră. Vă pup frumoșilor. I love you.
ce pe frumusețe. Mă gândesc uneori cu groază la tot ce anunță ăștia pe la televizor, cu inundații, cu o serie întreagă de nenorociri care se întâmplă în lumea asta, incendii. Apropo de asta, circulă și o glumiță din asta mai sinistră, zic eu. Papagalul Coco îi dă un telefon dinozaurului Dino și îl întreabă: alo, Dino? Da, Coco. Bă, pe tine te-a sunat unul Noie? Nu, nasol. Tempiți sunt câteodată. Vreau să spun, hai că vă spun unul mai ușor. Vine soția acasă, draga mea, dă-mi și mie costumul ăla, că am o întâlnire cu... Te duci la femei, nenorocitule! Nu, mamă, și dă-mi și cravata aia nouă. Te duci la femei! Pleacă ăsta, vine pe la 4 dimineața, răvășit, ies ea în prag, îi dă ăsta o palmă și îi zice: ai cobit! V-am spus, ăsta e mai ușor. Și vă mulțumesc. Sunt mulțumit, sunt fericit că am reușit să petrec 60 de ani în Teatrul Constantin Tănase, mai mult de jumătate din istoria lui, și că acești ani i-am petrecut alături de Țăruna, de prietenul meu Vasile Muraru, care este de 40 de ani în Teatrul Tănase. Îi doresc să ajungă la 60, la 80, la 100 de ani, cât mai mulți ani, să vă bine dispună, având un farmec moldovenesc și de revistă extraordinar. Vă văd puțin triști. Puțin triști. Și atunci am să încerc să vă încurajez să zâmbiți. Maestre dirijor, dă drumul la bandă. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Ce e bun pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Cunosc o mică mahala unde oamenii se adună, cântând, dansând cu pași vioi, sunt fericiți doi câte doi. Privește atunci la dansul lor, e o minune pe un nor. Melodia din chitară printre stele parcă zboară. Hai, toată lumea zâmbește. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Aha! 80 de ani și mă mișc încă, gândesc încă. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Cunosc o mică mahala unde oamenii se adună, cântând, dansând cu pași bioi, sunt fericiți doi câte doi. Privește atunci la dansul lor, e o minune pe un nor.
melodia di chitarra, printre stele parca sboară. Hai toată lumea! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte! Hai, zâmbește! Vă mulțumesc, din suflet! Să trăiți! Vă mulțumesc, din suflet! Să trăiți!